Vreau să-l felicit pe domnul primar Constantin Toma. De astăzi s-a terminat și interimatul de la organizația municipală PSD Ioan Zău. Sper ca și sunt fer convins în fel realizările și pe plan politic vor fi ca și realizările plan administrativ. Un om ambițios. Nu a fost un candidat pur sânge politic. Deci acum nu este. Nici acum nu este. Nu e singurul. Pare că avem nevoie de mai mulți oameni. Și am spus și în conferință, la logo-ul Buzău un oraș deschis și PSD-ul este o organizație deschisă, mai ales la nivelul municipiului Buzău. Domnul primar, felicitări și noi echipe. Este normal. Și-a pus amprenta și asupra noi echipe. Am venit cu multe propuneri domnul primar. Este echipa dânsului. Și împreună sperăm să realizăm cât mai multe lucruri pentru buzoieni. Și nu în ultimul rând și pentru județul Buzău. Mă bucur că domnul primar a spus că nu mai este cazul să ne luăm după zvonuri. Suntem o echipă, cel puțin noi trei, ne vedem de treabă. Și, repet, ca și în conferință, nu mă interesează să fac parte din Guvernul României, mă interesează, în primul rând, mai multe proiecte pentru Buzău și pentru Buzău. Domnul primar, sau tot. Mulțumesc foarte mult. Echipa aleasă astăzi este o echipă la care sigur am participat cu propuneri. Avem și din oameni de afaceri importanți, chiar de multinațională. Unul din vicepreședinți este domnul Ionuț Oprea, care este directorul general la Suflet, Malț, cel mai mare producător de malț din România, reprezentantul celui mai mare producător din Europa de malț, al doilea din lume. Este mare lucru. Avem medici, avem foști ofițeri ai armatei române, chiar doi. Și, bineînțeles, din mediul cultural, manager. Deci, e un lucru extraordinar și cred că putem schimba multe lucruri împreună. Nu este o chestie ușoară să fii implicat cu mulți oameni ca să realizezi un program, dar este evident că fără a lucra într-o echipă nu poți realiza absolut nimic. Mă bucur foarte mult că încerc să nu se sufere parlamentarii pe mine, adică cel care l-am singur aici. La început am avut ceva rezerve, chiar dacă spuneam eu la alegeri atunci, a fost să avem niște parlamentari acolo, că o să ne ajute aici. Dar lucrurile s-au întâmplat chiar așa și le mulțumesc. Lucrurile se desfășoară din ce în ce mai bine. Bineînțeles, Marcel Ciolacu mi-a dat libertatea de care aveam nevoie, mi-a, în sfârșit, deschis multe drumuri, a oprit multe piedici, s-au îndepărtat multe bariere și lucrurile încet încep să meargă și lumea a început să fie mulțumită și cu speranță că se întâmplă ceva și în orașul nostru. Sper în câțiva ani, poate și viitorul mandat, dacă domnul președinte mă va propune, să ne ducem în acel plan ambițios pe care l-am făcut, să parcurgem multe din îndeplinirea obiectivelor de acolo, astfel încât Buzău, într-adevăr, să progreseze pe harta României, cum nu a fost niciodată până acum. Sunt un tip cu modestia necesară și cu umilința necesară când fac astfel de afirmații. Cred că Buzău poate să ajungă foarte, foarte sus. Este nevoie de o forță politică, pentru că este evident. Nu poți face lucrurile așa în civil, ca să zic, bă, eu știu, facem noi o echipă, ne declarăm independent sau ne facem un partid acum. Partidul Social Democrat este o forță puternică, chiar dacă în momentul ăsta există o anumită, să zic, tulburare în partid. Dar cel puțin noi, acela la Buzău, ne facem treaba, suntem echipă, ne vedem de treaba noastră. Obiectivul nostru este să fie mai bine pentru Buzău.
Încă o dată, cu muncă cinstită, cu credință în cel de sus, sunt convins că o să răzbate. O să vă spun și eu câteva cuvinte. În primul rând, bineînțeles că vreau să-l felicit pe colegul nostru de partid, domnul Toma, pentru funcția pe care, practic, astăzi a câștigat-o prin vot. Asta demonstrează și... Unanimitate, te rog, e foarte important. Imediat, domnul primar, sigur că da. O să-l contrazic puțin cu domnul președinte, sper să nu se supere pe bine. Nu supără, mă referam la domnul președinte, Marian Ciolacu. De ce? A afirmat ceva în timpul ședinței că organizația județeană a Partidului Social Democrat este una dintre cele mai puternice organizații din țară ale Partidului Social Democrat. Domnia lui, știți că este o fire activă, dar modestă, nu. Și este conștient și domnia lui de acest lucru. Organizația județeană și implicit organizația municipală a Partidului Social Democrat este cea mai puternică organizație din țară și cred eu și sunt responsabil de ce ar fi, am dovedit că indiferent de bolistică, indiferent de nuanțele care le-am avut fiecare, indiferent de părerile care le-am avut, pentru că Partidul Social Democrat, chiar dacă nu convine unora, să știți că este un partid viu, unde ai cel puțin la Dumnezeu, unde ai posibilitatea să te exprimi liber, dar există o cutumă pe care noi o respectăm. Atunci când o decide să ia prin vot, indiferent de părerile care le-am avut fiecare, le ducem la îndeplinire. Atât domnul parlamentar și doamnele parlamentare ai Partidului Social Democrat, împreună cu domnul președinte Marcel Ciolacu și cu noi cei din administrația locală, nu facem un singur lucru decât în fiecare zi să încercăm prin forțele și puterile noastre să facem un pic mai bine pentru cetățean. Că mai greșim uneori, este firesc că cine nu înțelege, nu greșește, doar răuvoitori nu pot să observe că viața cetății s-a schimbat în tine în ultima perioadă, doar răuvoitori sau cei care, bineînțeles, sigur că da, au interese politice, până la urmă este firesc, asta este joc pentru democrație, nu văd că județul Buzău este într-o profundă transformare și aici, fără să încercăm să folosim o limbă, devem să aducem tot felul de mulțumiri, dar nu pot să, pentru că, practic, este un adevăr care trebuie spus în fiecare zi. Nu pot să nu remarc și să nu scot în evidență aplombul președintelui organizației județene, mă refer aici la domnul Marcel Ciolacu, care, împreună cu echipa de parlamentari, au reușit să aducă cele mai mari investiții care au fost vreodată în județul Buzău în ultimii 2 ani. Și deja prin acest lucru. În ultimii doi ani au venit investiții, sigur că da, masive, au mai fost și în alte perioade, dar niciodată ca în ultimii doi ani nu a fost atâta efervescență, dacă vreți, la nivelul județului Buzău. Noi, împreună cu această echipă, și eu sunt, fac o paranteză, sunt cetățean al municipiului Buzău și atât ca și membru de partid, și prin funcția efemeră pe care o ocup, încerc în fiecare zi să îmbunătățim, așa cum spuneam, viața cetățenilor din municipiul Buzău. Și ca să eliminăm zbonistica, nu există absolut niciun conflict între orice membru cu responsabilități în cadrul organizației, au fost doar părere diferite, care era normal să fie regulate. Așa că îmi pare rău pentru adversarii politici, eu am aceeași părere și cred că și domnul, ca și domnul președinte, cred că și domnul președinte al organizației municipale, domnul Toma, are aceeași părere, noi nu avem dușmani, avem doar adversari politici. Dacă ei vor să ne consideră dușmanii noștri, este cu totul altceva. Dar
Și cu asta chiar închid. Mi-a plăcut sintagma, în primul rând sunt buzoian, în al doilea rând sunt membru de partid, care incubă ce? În primul rând suntem români și apoi suntem ceea ce suntem. Deci Partidul Social Democrat este un partid românesc care iubește această țară și vrem ca românii să simtă mândri că trăiesc în această țară. Încă o dată felicitări și sper ca și peste 2 ani să avem cel puțin la acest nivel realizări, să avem cu ce să ne prezentăm în alegerile atât europarlamentare, cât și prezidențiale și, bineînțeles, în cele locale și apoi mai târziu la cele generale. Și, practic, sloganul nostru o să fie simplu. Nu vorbim prea mult. Faptele noastre sunt, practic, armele care venim în campanie electorală.